Aproape 100 de meșteri populari din țară și din Republica Moldova au participat cu obiecte artizanale la Târgul Meșterilor Populari, ce a avut loc în Parcul Copou ca în fiecare an în primul weekend din septembrie. Este un târg cu tradiție, mai ales că anul acesta s-a ajuns la cea de-a 20-a ediție. Manifestarea spirituală reunește artiști populari care reprezintă diferite meșteșuguri din diferite zone ale țării, costume populare și țesuturi, împletituri din sfoară, prelucrarea lemnului, jucării din lemn, obiecte din oase, meșteri olari, instrumente de suflat și maieștri pielari. Avem 80 de standuri, poate mai mult ca niciodată. Este considerat un târg extrem de curat. Ce înseamnă asta? Nu primim obiectele care nu corespund culturii tradiționale. Avem o excepție, sunt invitații noștri printr-un protocol de colaborare de la Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui, dar în rest invităm centrele de ceramică importante, prelucrarea lemnului, la fel, din zonele apropiate, dar și de la Vâlcea. Ca o paranteză vreau să vă spun că noi, împlinind în acest an 20 de ani, am simțit nevoia să premiem pe 3 dintre cei care ne populează în acest moment târgul, dar care s-au prezentat și la prima ediție în 2003, dacă vă aduceți aminte. Și pentru fidelitate, înțeleg. Da, ținem foarte mult la asta. Din păcate, unii între timp s-au dus la cele veșnice, dar de fiecare dată toți cei care ne vizitează se simt bine aici și e un lucru la care ținem foarte mult. Muncim pentru a scoate mus nou, proaspăt, în strugurii de anul ăsta. Da, e un soi de poamă văratică cu care venim în fiecare toamnă aici la Vaslui. Față de alți ani, anul ăsta strugurii s-au copt puțin mai devreme, că am avut un an în care n-am putut face mus din cauza că nu erau copți. Dar anul ăsta este. Această ediție, având în vedere și cei 2 ani în care au fost restricțiile care au fost, și exceptând timpul nefavorabil de zilele trecute, ieri și alaltăieri, astăzi a fost o zi minunată și a fost o adevărată cireașă de pe tort pentru Târgul Meșterilor Populare. Foarte bine, de vă câțiva ani de când s-a înființat aici să viu aici. Pătă locul mă duc. Și adă săptămâna acolo sunt jur bâini, că am stat sâmbătă și duminică. Mă duc pe dar locul, că îmi place oriunde să mă duc. Fac copii de 65 de ani, că omul ne mor de 12 ani și încă mai prezint copinca. Copinca e tal păsării, nu trebuie să o dăm uitării. Cumpără ea, am dat 12 părești, am uite când a fost cobor de păsenă. Cumpără. Mulțumesc frumos că am vândut bine azi, am vândut. Mulțumesc la domn director și la tăți prașam nevoasă, că ați mai vine pe la mine. Meșteșugul olăritului a atras mulți vasluieni dornici să descopere roata olarului, printre ei și foarte mulți copii. La Târgul Meșterilor Populari din Vaslui mă simt exact ca acasă. Foarte bine. Îmi place că sunt interesați, chiar și cumpără și îmi place de la prima ediție, că altfel nu vinem 20 de ediții la rând. Și nu numai la Târgul Meșterilor Populari, am fost și din 1 iunie de ziua copiilor. Un pic de îndemânare și un pic de suflet. Degeaba dacă vrei să faci un lucru și nu-ți place, n-ai să reușești să-l faci. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, a ținut să fie și el prezent la manifestare, deși abia se întorsese de la Cluj-Napoca, unde a participat la întrunirea Consiliului Director al Asociației Municipiilor din România. Astăzi, în schimb, e o zi frumoasă, e o zi când vasluienii vin și parcurg acest târg. E frumos amenajat, mulți expozanți și mulți vasluieni care se bucură. Le mulțumim tuturor și mergem mai departe cu următoarele ediții în Parcul Copou din Vaslui. În paralel cu expozanță, cu cei care au pregătit diferite materiale expuse spre vânzare și un program artistic. Au fost invitați, vor mai fi. De la an la an acest târg își extinde activitatea. Avem profesioniști care din fericire revin. Avem și oameni care sunt pentru prima ediție la noi și sunt convins că vor reveni. Încercăm să îmbinăm atât sportul popular, atât creația populară cu zona artistică. Cred că e un eveniment frumos. De la cea de-a 20-a ediție nu a putut lipsi întâlnirea cu muzica populară. Eu simt barbul,
Și zidă, păi și o chef, o să-i fără.